Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru luna decembrie. Îmi pare rău pentru că n-am terminat etalele pe zodii în noiembrie, dar bănuiesc că v-ați dat seama că nu a fost ceva căutat, așa s-a întâmplat. În fine, haideți să vedem totuși pentru luna decembrie ce urmează pentru unii dintre voi să se întâmple. Aveți de ales între cele trei variante, 1, 2 și 3. Să vă arăt mai bine cărțile. Aceste de cărți sunt, este deja amestecat. Good Tarot. Nu l-am mai folosit de mult. Acesta, numărul 2. Și numărul 3. Nu aș putea să vă las așa? Ori sta cărțile? Ia să vedem. Cele două s-au răsturnat. Probabil că primele... și primul. Evident, era de așteptat. Dar nicio problemă. Că le așezăm la loc. Ok. Voi vă puneți pauză. Vă alegeți în liniște. Eu o să pun cărțile deoparte. Și procedem la etalare. Cei care ați ales aceste de cărți, am văzut la un moment dat când au picat în spate cărțile. Numărul 15, tentația. Ce legătură are? 15 este numărul diavolului, tentația. Poate să fie tentație în dragoste, dar poate să fie tentație în bani, pentru că este verde. Verde înseamnă dragoste, dar înseamnă și bani. Și probabil că acest Good Tarot ar trebui să vă ascultați intuiția, oricum, în situația în care sunteți. 6 de aer. 7 de aer. Interesant. 8 de pământ. 8 de pământ, apropo de bani. Cineva care muncește să facă bani, să fie independent, să-și creeze un anume tip de independență și de moștenire personală. Dar 7 de aer ar putea să reprezinte și faptul că ascunde niște bani și faptul că ascunde felul în care face bani sau sunt niște secrete la locul de muncă pentru unii dintre voi. Dacă știți că ați experimentat o situație de genul acesta, eliberați-vă cât mai repede pentru că se încheie anul și trebuie să încheiem într-o vibrație bună. Sper să reușesc să fac un videoclip pe care trebuie să-l fac de un an de zile. Dar acum, odată cu acest final de an, să fac legătura între ceea ce trebuia să vorbesc mai de mult și ceea ce urmează să se manifeste în anul care vine. Hai să vedem. Înainte să începem, situația generală. Interesant. Dragoste, apropo de verde, dragoste. Dragoste, dar și greutăți, blocaje, interesant, iar dragoste, 3 și cu 3, 6, 2 și cu 4, 6, dar între cele două, un munte, un blocaj mare de trecut, niște spini, niște greutăți. Ideea este că trebuie să vă păstrați sufletul deschis, orice ar fi. Hai să, ia uite, 32, luna. Secrete, apropo. Apropo de ce am zis, secrete. Energie feminină. Nu întâmplător. Am văzut 15 și mai devreme și acum. Cineva ține ascuns. Extraordinar. Diavolul și banii. Oricineva nu vrea să spună, un bărbat, o energie masculină. Are mulți bani, dar are și mulți dușmani, eventual o femeie care este obsedată de bani, de bijuterii, de diferite accesorii, de diferite avantaje legate de acest bărbat. Bărbat e bărbat, 28, 8 și cu 2, 10. Un bărbat care poate să-și schimbe viața, poate să meargă către o femeie asumată, nu către o femeie care îi folosește bani, interesant. Oricine poate să fie această femeie. Nu e obligatoriu să fie soția sau amanta, poate să fie și un membru al familiei. Soră, mamă, da, oricine. Oricum, banii și secretele.
sau obsesiile pentru bani, ale cuiva. Dar dacă acest bărbat cândva, apropo de lună, care înseamnă și mama energie feminină, dar și secrete și frici și multe alte chestiuni negative. Dar dacă acest bărbat a fost obsedat de bani și a atras, dușmani, și a atras oameni acaparatori, posesivi, femei posesive, femei care, în loc să ofere dragoste, oferă alte chestiuni, trupești, eventual, pentru aceste avantaje. Mesaj. Acum, doamnelor, dacă știți că aveți în preajmă un asemenea, doamnelor, pentru că cei care, în general, ascultă acest canal și tarot, dar mult special acest canal, și mai ales cei care ascultați de mai mult timp, știu că sunteți plecați pe creștere spirituală, pe eliberare de aceste energii negative. Și de-aia zic, dacă aveți în preajmă asemenea persoane, inclusiv membrii de familie, rude, însă nu neapărat membrii de familie, pot să însemne și soț-soție, dar copii, dacă sunteți mai în vârstă, dar când vorbesc de membrii de familie, nu mă gândesc la familia pe care v-ați creat-o, ci la cea din care veniți, ori voi, ori persoana cu care sunteți. Hai să vedem spiritul. Extraordinar! Extraordinar! Rechinul, scopul, scuză-l, mijloacele pentru unii dintre voi, sau dintre voi, dintre ei, eu sper că nu sunteți voi aici, sper că este energia altcuiva. Când am primit aceste de cărți, nu mai știu, când anul trecut sau anul acesta, vorbesc un pic că sunt la limita între răceală și normalitate. 3 și cu 6, iar avem 3 de mai multe ori, 6 tot vorbi despre 6. Înseamnă 9. Este un ciclu. Un ciclu pe care a trebuit să-l încheiați. În care probabil cine e implicat în această poveste sau implicată a căutat un anume tip de stabilitate prin resurse financiare, materiale. A considerat că, ia uite, aș 15 de fapt, înseamnă 6, că dragostea nu se poate fără bani. Așa a considerat. Este energie masculină distorsionată sau chiar feminină intrată în energie masculină. Sau, dacă nu neapărat o energie feminină intrată în masculinul său, evident exagerat, chiar și în acest caz poate să fie toxică, energia feminină în sine se anulează, apropo de lună, de feminitate. Sau își folosește feminitatea cu scopuri, purpose, ca să, scopuri financiare, ca să parvină, da, ca să parvină eventual. Spuneam că această carte, când am descoperit-o, mi-a adus aminte de o melodie, Go Get Us. Genul de oameni, nu muzea e de cartier, poate să fie, melodia e de cartier, în fine, dar genul de oameni care calcă tot în picioare pentru ceea ce își doresc. A, vreau cu tare lucru, mă duc și îmi iau. Vreau femeia respectivă, mă duc și o iau pentru că știu că am bani. Vreau bărbatul respectiv, fac tot ce este în puterea sa feminină, da? Dacă vrea această femeie un bărbat, acceptă multe lucruri doar pentru a-l avea. Nu prea-mi place, dar pentru cineva e acest mesaj, da? Dar ce este frumos este că la capătul setului de cărți apare acesta. Sufletul, apropo de lună, de ce am zis mai devreme, ascultați-vă intuiția, sufletul vostru vrea altceva. Interesant, 28 și 28 este și numărul bărbatului în aceste de cărți. Coincidență sau nu? Evident că nu-i coincidență. Probabil că acest bărbat ar trebui să-și asculte sufletul. Dacă a făcut bani cu metode mai puțin ortodoxe, asta e. E un moment de transformare, pentru că fluture înseamnă transformare. Este un moment mai special acest sfârșit de an pentru cei care ați ales aceste de cărți. Dar haideți să vedem ce legătură are acest scop, această lună și aceste energii. Da? Numărul 1, odată.
Și am vorbit de bani chiar de la început, interesant. Ia uite, 4 de aer. Meditați, gândiți bine. Dacă dezamăgirile pe care le-ați trăit, le-ați provocat cu voie sau fără de voie, sau v-au fost provocate, au meritat. Hai să vedem 3, da? În trecut, Marea Preoteasă, Cavalerul de Pământ și 7 de Foc. Vreau să și clarific, dați-mi voie să și clarific, dar până clarific. Uite, Cavalerul de Bâte. Înainte să clarific. Ați fost între două tipuri de energie, ori ale voastre, ori ale unei persoane. Sau între două persoane. Un cavaler de bâte, un personaj care vine, pleacă, își folosește, apropo, calitățile trupești. Bărbat, femeie, nu contează. Pentru bani, celălalt asumat, celălalt nu, asumat în privință financiară, chestiuni financiare, da? Sau a trebuit să ați fost puși să alegeți între două variante ale voastre. Cavalerul de cupe apare. A apărut dragostea într-o anumită formă. Hai să vedem. Clarifică Marea Proteasă. Înainte să clarific, vreau să spun că intuiția v-a spus că puteți, Cavalerul de Monede, să vă construiți viața, să vă creați, să vă protejați 7 de foc, să vă protejați idealurile care or fi acelea, eventual financiare. Sau să vă creați, să posedați ceva. Aici am senzația că această stâncă reprezintă ceea ce v-ați propus voi, intuiția v-a spus că puteți să aveți pământul vostru, stânca voastră, piedestalul vostru, eventual. Însă, sau, repet, poate să fie o altă persoană. Intuiția v-a spus, dacă ați fost cu o altă persoană, că persoana respectivă e prea concentrată pe bani. Și dacă, așa v-a spus intuiția, a spus voi granițe personale. Dar hai să vedem, clarificăm Marea Preoteasă. Ia uite, Cavalerul de Bâte. O aventură în secret. Cavalerul de Monede. Cavalerul de Monede. Cavalerul de Monede pentru numărul 1 în trecut. Interesant, 6 de aer a apărut și mai devreme. Și 9 de spade. Intuiția v-a spus că ați avut de-a face cu un personaj care își folosește corpul, sexul, pasiunea cu scopuri financiare sau cu scopuri secrete. Și dacă ați ascultat intuiția, v-ați detașat 6 de aer, v-ați detașat de acest personaj. Chiar dacă asta a implicat griji și din partea voastră, stres, nopți pierdute, și din partea lor. Știați că la un moment dat, ia uitați, intuiția v-a spus că la un moment dat, ia uite, veți avea parte de o relație adevărată, de oameni, de o anumită valoare, oameni care se implică. Da? Regele, regina de monede, da? Oameni care vă apreciază, care vă respectă, nu care au scopuri ascunse. Interesant. 7 de foc. Deci acest este light motivul acestei scopuri, scuză-mi, mijloacele. 7 de foc. În trecut. Șapte de foc. Numărul 1. 9 de foc. Și 7 de bâte și 9 de bâte creează granițe. Granițe personale din care puteți să
sau în care vă puteți proteja viziunile, lumina, ideile. Și nouă de bâte, iar un alt fel de granițe. În această carte sunteți în fața granițelor, concentrați pe o nouă pasiune, pe experiența voastră de viață. Da, aveți încredere. Știți că dacă au fost oameni, o eventual o pasiune sau un personaj interesant cu bani, care v-a tratat din punct de vedere emoțional sau nu că v-a tratat, s-a tratat pe el însuși, imatur, pentru că oamenii care se poartă cu ceilalți imaturi sunt ei pur și simplu, da? Acest personaj, cum să explic, a avut multă atracție față de voi, probabil și voi față de ei, însă această atracție a devenit copleșitoare din cauza imaturității emoționale. Poate unii dintre voi, dragii mei, mare grijă, s-a lăsat și cu un copil valetul de cupe, eventual, pasiune valetul de cupe, și această veste să fi fost copleșitoare. Însă, dacă s-a întâmplat, nu știu cum ați rezolvat problema, voi știți, pentru că e talare colectivă pentru unii, nu știu ce s-a întâmplat cu acel copil, dar eu țin mai degrabă să cred că e imaturitatea emoțională, pentru că personajul respectiv era concentrat pe bani și pe sex. Și atunci, blocând această atitudine, v-ați concentrat, am zis, pe viziunea voastră, în spatele granițelor și în fața granițelor, pe energia voastră creativă. Interesant. Cu alte cuvinte, ați blocat. Ați blocat acest personaj. Două cărți care reprezintă blocajul. Așa, am zis în continuare. Prezent. Regina de cupe. Interesant. Puterea. Și 10 de cupe. În prezent, tocmai, binecuvântări vin. 10 de cupe îl văd ca pe... Da, trebuie să așteptați 7 de pământ. Ați avut de așteptat. Dar în prezent, veți... Faptul că ați blocat ce nu era pentru voi, veți primi binecuvântări divine. 10 de cupe. Pentru că v-ați păstrat sufletul deschis, pentru că v-ați ascultat intuiția, v-ați transformat și veți primi binecuvântări și abundență. Dar în primul rând, abundența aceasta nu vine doar cu bani, vine și cu satisfacții emoționale, sentimentale. Pentru că nu v-ați lăsat atrași, lăsați, bărbați, femei, nu contează ce sunteți aici, nu v-ați lăsați lăsați. Aici am, mi se usucă gura. Atrași de ego. Nu, v-ați îmblânzit ego. Dacă a fost pasiune ego, poate să însemne și pasiune, apropo de diavol, da, de obsesii sexuale, dar care aduc cu ele chestiuni financiare. Poate personajul respectiv stătea în alte relații care nu erau grozave, dar stătea pentru bani. Și atunci ce rost are? Ce rost are să stai în asemenea condiții? Când cineva nu poate să ofere totul? Dar v-ați transformat ego. Ați înțeles, eventual detașându-vă, ați înțeles că meritați altceva. Apropo de ce am zis mai devreme cu regina de monede și cu asul de spade și asul de monede, și vine, vine în prezent. Sufletul. Ascultați-vă sufletul. Ia uite, sufletul, și în spate apare, ia uite, fericire, reciprocitate. Veți primi 6 dragoste, apropo. Veți primi o dragoste. Cam povește, aș spune. Asta pentru că v-ați folosit voința și discernământul și v-ați detașat de acele influențe. Sper. Sper. Hai să și clarificăm. Ia uite, nici n-am deschis bine și apare 10 de cupe. Iar
Exact ce am zis, ce am arătat mai devreme. Intuiția v-a spus că veți avea noi începutul la un moment dat cândva, dacă vă respectați, dacă vă concentrați voi pe banii voștri, nu așteptați să vă pice din cer sau să vă ofere cineva doar pentru ce. Nu. Regina de cupe, clarificăm regina de cupe. Pentru numărul 1, în prezent, regina de cupe. Minunat! Emoții multe, apă multă și foc. Ia uite, eremitul. Avem pești, rac, scorpion în prezent și zodia fecioare. Avem și fecioară leu și vom vedea ce mai fi. Da, acel bărbat puternic sau energie masculină puternică, concentrată pe bani, pe putere și pe sex, cu care ceva s-a întâmplat între voi, cu care ați avut ceva, în prezent judecă situația dintre voi. Poate că ar vrea să se împace, dar voi, dacă v-ați concentrat pe independența voastră, pe adevărul vostru, s-ar putea și voi să judecați cu regele de spade și judecata și să vă gândiți de ce m-aș împăca în condițiile în care acest personaj m-a pus în triunghiuri amoroase sau nu m-a tratat cu respect de la început. Clarificăm și puterea. Ia uite, judecata tot apare, da. Judecați în prezent, judecați, că e foarte important și eremitul vă ajută. Este Mercur, este fecioară, dar nu musa e zodia fecioarei, că avem și Pluto, avem Scorpion, avem toate zodiile, oarecum. Dar judecați, judecați cum să fiți puterniți, cum să renașteți. Posibil că cei care n-au avut o atitudine matură, încep să se trezească. Își doresc să fie puternici și să vină spre voi. Că am văzut 6 de cupe, să se împace. 6 de cupe înseamnă împăcare, judecata înseamnă împăcare, dar pentru că între voi s-a pus pauză, ați blocat, da? S-a pus tăcerea. Dar e o tăcere în care voi v-ați găsit sufletul. În primul rând. Eventual, pentru unii dintre voi am auzit că poate v-ați găsit sufletul pereche. Eremitul merge către... Regina de cupe poate să fie pești, rac, scorpion, ca și vibrație în apărat zodie. Și eremitul fiind fecioară, este în opoziție, creează opoziție. Eremitul caută, până la urmă, sufletul, mai devreme sau mai târziu. Își dă seama că avuțiile nu și-au niciun rost. Se însingurează și merge către dragoste față de sine, regina de cupe, față de ceilalți, înțelegere, compasiune, eventual, cum am zis mai devreme, dacă s-a pus tăcerea între voi și personajul de acolo din trecut, în prezent aveți 6 să zic, să vă găsiți sufletul pereche. Dar pentru asta trebuie să... Da. Să lăsați pe cei care nu știu ce e acela suflet, care trăiesc încă în frică, să-și descopere lumina. 10 de cupe. Regina de
Spade, balanță, gemeni, vărsător. Iar și Regina de Spade, toate cărțile reprezintă judecată, discernământ. Poate că logica voastră încă nu vede, a venit un pic înclinată, încă nu vede cum se vor manifesta aceste binecuvântări. Pentru că logica uneori nu înțelege aspecte care țin de miracole, de lucruri invizibile. Uneori, dar e în curs de descoperire. Se va descoperi științific și cum apar, cum se manifestă probabil miracole în viața noastră. Însă, ce văd aici? Personajul din trecut despre care am tot vorbit, probabil că era căsătorit sau probabil că a fost crescut într-o familie. Familie, patru, ia uite, patru de bâte. Sau relații stabile, sau eu știu ce, familie, tradiții, cultură. Obsedate de bani. În acele medii, așa zis fixe, așa zis tradiționale, tot timpul erau lupte. Erau lupte. Pentru bani. 8 de monede. Dacă ați lăsat aceasta, dacă vă vindecați, și cred că vă vindecați cu steaua de această energie, vă veți regăsi vitalitatea. Am văzut mai devreme regina de aici. Regina de bâte, acum apare regele de bâte. Vă veți găsi oameni care vă apreciază. Oameni care strălucesc și vă strălucirea voastră. Eventual acest personaj la un moment dat, care v-a creat, uite, multă dezamăgire, v-a ținut pe loc. Toxic. Ori va veni în viața voastră, în momentul în care viața vi se schimbă în bine, va veni cu Regina de Spade și Cavalerul de Spade, da? La Regina de Spade un pic înclinată. Ar putea să bârfească, ar putea în momentul în care vor vedea că vă este bine și că voi mențineți granițele și că voi mențineți tăcerea între ei, s-ar putea să bârfească, să lanseze diferite zvonuri sau chiar să vină cu, eu știu, ceva scandal, dorința de împăcare, dar doar de dragul de a vă strica... Viața. Da, viața. În continuare am zis. Ia uite, nebunul. 8 de foc. Ah, ce frumos! Nu-i așa că seamănă puterea și dragostea? Ce seamănă cele două? Dar aici. Care e diferența? În relația va fi o nouă relație, veți avea o nouă relație. Pentru că veți lăsa în urmă 8 de foc. Veți lăsa în urmă această situație. Judecați în prezent, repet, judecați cum să fiți puternici, puternice. Să vă păstrați empatia, pentru că știți că meritați mai mult. Și va veni dragostea. Dar, repet, pentru asta trebuie să vă ascultați intuiția, pentru că veți primi niște mesaje. În viitor veți primi niște mesaje pe cale subtilă.
poate și prin muzică, poate și prin cărți. Când zic subtil, nu mă refer musai la mesaje directe, text, telefon sau eu știu ce, discuții face-to-face. Mă refer și la emisiuni, muzică. O trâmbiță totuși are impact. Poate să fie și vise. Veți primi niște mesaje și veți fi anunțați că gata, e momentul să o luați de la zero. Sau ați trecut de momentul zero și intrați, dar cu viteză, 8 de foc, într-un anume tip de echilibru interior care va atrage o relație, apropo, de la suflet la suflet, reciprocitate. Reciprocitate. Și care e diferența dintre cele două? În cele două personaje, în prima carte, în puterea, cele două personaje sunt în mișcare, sunt în picioare, sunt Am senzația, știți ce simt acum? Că Leo încearcă să spună ceva, cealaltă persoană, stai, calmează, nu. Aici, persoana mea orgolioasă nu vrea să audă. Nu vrea să audă că se poate să se transforme, că da, am înțeles că ai niște probleme, că ai niște frici, că așa ai fost crescut, că la, sau crescută, da? Te poți transforma, nu. Persoana respectivă, care e foarte orgolioasă, nu vrea să audă. Și atunci, asta este. Judecați. Am zis. Decât să vă blocați binecuvântările, în această luptă de cuplu, mai bine găsiți-vă dragostea, tăcerea, dragostea în voi și cu răbdare. Probabil că prin decembrie, probabil că anul viitor veți simți acest zero, acest punct zero. E o renaștere care se întâmplă chiar acum în viața voastră. Și am spus, diferența este că aici leul este jos. Persoana respectivă doarme cu încredere. E o atmosferă mult mai calmă. Mult mai calmă. Și unul și celălalt are încredere în cel de lângă, sau cea de lângă el. Ia clarificăm nebunul. Va veni cineva în viața voastră, 6 de bute. Ia uite, regele de bute și soale. O persoană, într-un mod neașteptat. O persoană strălucitoare, plină de viață, de bute. Da. Și vă va ajuta să schimbați această atmosferă. Da, repede, repede, o schimbare de destin, da. Ia uite. Ia uite, nebunul și 8 de bâte iar apare. Asta dacă refuzați orice ofertă din partea diavolului, a tentației, că tot avem 15.000 de ori. Da? Veți merge, uite, către cavalerul de cupe, către 2 de cupe, către suflete pereche, împărăteasa și regele de cupe. Păi, un bărbat, o femeie care vă iubește, care vă înțelege. Clarificăm dragostea. Wow, justiția invers. Hm.
Oricineva se desparte. Că văd regele și regina de cupe. Ca să înceapă o nouă relație. Da, posibil. Dar mai dă o carte. Ori persoana din trecut iar apare balanță. Probabil că va fi foarte... Vibrație. Nu o carte pe justiție. Deci a venit justiția invers. Că șase înseamnă echilibru interior. Trebuie să vă păstrați echilibru interior ca să vă atrageți oameni echilibrați. Mai dăm o carte. Cât timp... A, interesant. Cât timp... Când voi veți fi în această nouă relație de dragoste, ei vor suporta karma. Am înțeles. Interesant. Ceilalți. Celelalte eventuale. Ia uite, turnul, omul neașteptat. Măi, ia uite, iar îndrăgostiții. Că spune că... Ia, da, da, da. Ce mai văd? Justiția invers. Poate să fie și un moment al vostru de dezechilibru, de neînțelegere. Neînțelegere cum să vă atrageți binecuvântările. Asta zic, renunțați un pic la logică și trebuie să vă conectați și la suflet. Și vă veți conecta. Pentru că sunteți puternici, sunteți în transformare, plină transformare. 8 e casa 8 a Scorpionului. Avem judecata care înseamnă Pluto. Sunteți în plină transformare acum. De fapt, suntem în zodia Scorpionului din punct de vedere vedic, chiar dacă e săgetător. Ideea este că, da, probabil că mai regretați că ați fost, că aveți probleme financiare, că ați fost puși în situații neplăcute, că ați fost părăsiți, dar vine o dragoste. Vine o dragoste care vă echilibrează, în care veți construi și pasiune, și vindecare, și înțelegere, și ce mai vreți voi. Și vine într-un mod neașteptat. Dacă veți simți că, vai, că la voi dreptatea nu există, că nu se face dreptate, că ați fost, că ați fost nedreptățiți, într-un mod neașteptat va veni această dragoste. Mai dăm o carte. Ați văzut cum s-au repetat? 8 și 0 și 8. Ia uite. Vi se va transforma moartea și renașterea. Vi se va transforma viața. Ia uite, apare 10. De, o trădare. Poate soția cuiva a trădat, probabil, cumpărăteasa și 10 de spade. Dacă nu-i vorba de soția cuiva care a trădat. Energia feminină divină a fost trădată. Și atunci, dragii mei, credeți că îngerii stau și se uită cum energia divină încearcă să... sau este devorată de cine nu trebuie? Nu. Pentru că apare 3 de cupe, ia uite, și magicianul se manifestă, adevăr, dragoste, un suflet pereche. Mai numai o carte. Cât am vorbit? Că mai am încă, ia uite. 10 de cupe. Da. Veți pune capăt acestei situații care vă consumă. Da. Iertare. Interesant ce a venit. Iertați, pentru că n-aveți altă variantă. Și iar apare inorogul. Și aici a apărut, ce a apărut? 18, apropo de luna. Miracole și binecuvântări, ce zisei mai devreme. Îmbrățișați-vă emoțiile. Și regretele, și bucuriile, și îmbrățișați-le. Nu reușiți să câștigați, nu câștigați nimic ținând de trecut, da, ranchiună și alte chestiuni de genul ăsta. Și ia uitați, veți primi, lăsați persoanele care au măști, care nu știu să fie deschiși și veți primi o relație, de la suflet la suflet, da? Ia uitați ce frumos se țin de mână. Mesaj, sfat mai bine zis, sfat. Eventual cei care au fost nedrepți, cu 10 de băte, ia uite, relaxați-vă, sfatul este, relaxați-vă și concentrați-vă pe pozitiv. Cei care au fost nedrepți se vor trezi, vor avea, interesant, niște pierderi, wow, ce mesaj vine, da,
Cei care v-au nedreptățit, justiția invers, într-un mod neașteptat li se vor transforma, li se va transforma viața. Totul se va duce de râpă, bogăție, construcții, relații, business, familia aceea falsă, totul. Și vor pierde, vor pierde într-atâta încât vor trebui să o ia de la zero și să se implice, dar asumat. Interesant cum vine mesajul. Da. Take a chance on love. Ia uitați ce frumos, take a chance on love și true love. Aveți răbdare, o nouă dragoste, adevărat, în care veți petrece timp de calitate cu persoana respectivă, se va arăta la un moment dat. La un moment dat. Da. Justiția invers. Ha. Karma cuiva. Voi vă veți primi dragostea pe care o meritați. Ei vor primi, interesant, cei care au fost nedrepti, cei care v-au folosit pentru bani, pentru sex, pentru energie. Că sunt oameni care folosesc și pentru energie. Să nu uităm. Aceiași vor primi karma. Cam atât. Am vorbit foarte mult. Am vorbit foarte mult, dar sper să primiți mesajele cum se cuvine și veți trăi. Veți trăi și veți vedea. Va fi bine. Va fi bine, dragii mei. Acum, hai să trecem la următorul număr. Da? Cei care ați ales setul acesta de cărți, numărul 2, Marea Preoteasă. Eternal Visions, Illuminated. Veți fi iluminați, veți primi adevărul. Veți primi adevărul. Oh, ce frumos, s-a oprit la roata norocului. Vi se va schimba viața! Vi se va schimba viața! S-a oprit, dar uite, mai sunt aici. Uite. Deși acum, în momentul acesta, probabil unii aveți niște griji. Sau cineva se îngrijorează pentru voi, dar posibil să, da, aveți niște griji. Însă. În grijile acestea, ceva se va întâmpla. Veți descoperi izvorul. Izvorul tămăduirii. Așa îmi place să spun. 22. 22 este important pentru voi. Da? Izvorul acesta de dragoste, de emoții pure pe care le păstrați în pofida situațiilor grele prin care treceți. Le păstrați în sinea voastră. Veți descoperi cât de puternici sunteți. Cât puteți să duceți și în cărcăsă și transformați și apoi să porniți să vă cuceriți adevărul. Interesant cum vine. Să vă cuceriți adevărul, să lăsați în urmă apele tulburi și să vă schimbați destinul. Ia uite. Aveți multe opțiuni. Manifestați o nouă dragoste. Dincolo de iluzii, aveți o capacitate de manifestare specială. Da. Aveți. Hai, curățăm cărțile. Să vedem. Pentru numărul 2. Numărul 2. Situația generală pentru numărul 2 în decembrie. Să știți că am două lumânări în doar aceasta. Mai am încă una lângă mine. Situația generală. Situația generală. Numărul 2 în decembrie. Wow! Moarte și renaștere, dragoste. Dragoste, renaștere, 24. Vă găsiți stabilitatea. 2, 20, 4 și 24. Interesant. Transformarea voastră interioară vă aduce stabilitate. Transformare, wow. Veți spune capăt unei situații. E frumos că apare dragoste aici ca și mesaj. Grădina interioară și stabilitatea. Puneți suflet în grădina voastră, în casa voastră și lucrurile se transformă. Trecutul, aș spune că îngropați trecutul. Așa aș spune. Îngropați trecutul. Și e minunat dacă reușiți să faceți acest lucru. Clarificăm. Curățăm cărțile pentru numărul 2.
dintre sunt și mai simt. Unii dintre voi încercați să vă înțelegeți moștenirea. 8 înseamnă bani, moștenire, da? Începeți să vă înțelegeți moștenirea, să vă vindecați traumele. Ce frumos, stabilitate în mișcare, iar 8, iar transformare. Vă vindecați copilul interior, am vrut să zic. Dar uite, apare copilul. Și în această transformarea nu se întâmplă stând pe loc, știți? Intrați în adâncuri, apoi vă ridicați la suprafață. Apropo de energia aceasta a scorpionului, încă suntem în energia scorpionului. Deocamdată, în momentul acesta, suntem pe vibrație de scorpion. Chiar dacă ziceți voi că e săgetător, este scorpionul vedic. Transformare profundă. Stabilitate. Mergeți! Oh! Interesant! O să mergeți undeva, la un moment dat, probabil ca anul viitor, nu știu. Într-un alt loc care vă va oferi stabilitatea mult visată, dar deocamdată locul în care stați, grădina și casa în care stați, le tratați cu iubire, cu înțelegere, cu compasiune, vindecați trecutul, îl îngropați și vă pregătiți de această călătorie, o nouă călătorie de care... Stabilitate. În mișcare. Aici este diferența. Ia uite. Și amabilitate. Mamă, dar prin câte treceți? Responsabilități. Am văzut 10 de bâte. Aș spune că sunteți acum într-o perioadă destul de întunecată. Dar aveți 1, 2, maxim 3 prieteni, foarte puțin prieteni. Foarte puțin prieteni care vă sunt alături, dar aveți totuși pe cineva. Și în această situație foarte complicată prin care treceți, vă păstrați viziunea. Că aici este darul vostru, harul vostru. Vă păstrați viziunea. Apropo de săgetător. Și veți învăța cum să transformați spațiile. Interesant, dacă puneți suflet în casa, în grădina voastră, cum să transformați spațiile care pot să fie negative, dar în preajma voastră e aura voastră care transformă totul. Și exact asta, am și fiori, exact asta vă dă stabilitate. Prin orice situație grea treceți, aveți ceva. Probabil sunteți marcați de Pluto. Într-o variantă frumoasă. Și Pluto poate să se manifeste foarte urât, obsesiv, obsedant, dar Pluto vindecă. Și nu e ușoară vindecarea. O carte despre acest opt, ia. Clarificăm optul ăsta. Extraordinar. 2. Am vrut să văd legat de acest opt, ce înseamnă. Știți, înainte să cer această clarificare, 2 și 22, 2 care înseamnă norocul, trifoiul și calea. Mergeți pe o nouă cale, măi, deci vă transformați. Ce frumos. 2, 2, 4, apropo de stabilitate și cu încă 2, 6, dragoste. Fantastic. Le pun aici deoparte. 2 și cu 6, 8, apropo, scrieți. Fantastic ce mesaje! 1. Mesaj comunicare, 33. Fantastic. Ce vreau să spun? Deci am cerut clarificare. Am avut senzația că descoperiți o comoară. Coșciugul ăla, da, arată a coșciugă, a moartă, transformare, dar știți, uneori, în asemenea lăzi, se puneau și banii. Și nu e vorba doar de moștenirea, eu știu, familiei voastre. Nu. E vorba de ceea ce
descoperiți dincolo de suferință, o suferință care vă aduce, vă duce, mai bine zis, cu calea, vă duce către o nouă manifestare. Dragoste, independență. Dar fiți atenți, scrieți. 2 și cu 6, 8, 2, 22, 26, apropo de 8. Nu e așa că sunt mesaje puternice. O dată, numărul 2, de 2, 3, 8, ce erau? 4 de, apropo de casă, 4 de bâte. Vă veți bucura de sărbătorile astea. Așa simt. Și ar apare, acum îi atrage atenția acest fluture, apropo de transformare. Da, sunteți un pic în faza de cocon, poate, în acel coșciug în care e întuneric, sunteți înfășurați. Apropo, ia, ascultă, mai citiți un pic despre Egipt. Da? Mumiile alea, de ce erau așa pregătite, îmbălsămate, ca să poată să renască, e o chestiune de renaștere. Să-l pun la loc. 4 de bute. Regele de monede. Opa! Regele și regina. Băi, ce vă așteaptă? Un suflet pereche. Doi oameni care se înțeleg emoțional, care au respect față de ei și care vor crea, apropo de bani, vor crea noi moșteniri. Și pentru asta lăsați în urmă oamenii care nu și-au descoperit dragostea, au ținut dragostea ascunsă. Eventual, ce mai simt un mesaj în plus, există cineva cu marcaj în zodia racului, eventual, care vrea să vă ofere dragostea pe care nu a arătat-o până acum. Vrea să comunice, interesant. Alt mesaj. O dată, de două ori, de trei ori, numărul 2, decembrie 2022, mi-a trecut. Extraordinar, a apărut 4 de câte? 2 de spade, 8 de cupe. În trecut. Wow. Știți ce simt acum, apropo de stabilitate în mișcare, pe ape tulburi, pe ape line, apropo de 8 de cupe, Venus în Scorpion, lună plină, transformare emoțională, a trebuit la un moment dat, fiți atenți, să lăsați casa, relațiile aparent stabile, să le lăsați. Ați fost forțați de situații, dezamăgiri, situații. Sunt multe, nu le pot explica sau le înșira pe toate. Ca să mergeți, să vă descoperiți dragostea interioară, 9 de cupe. Și cu acea dragoste interioară să vă întoarceți și să vă creați. Sau poate nu vă întoarceți, poate vă faceți acolo unde veți descoperi sau ați descoperit 9 de cupe deja. E în voi, poate. Eu așa simt, în voi este deja 9 de cupe. Ia uite, sufletul acesta este vibrant. Ce simt acum, călător? Călător prin lume. Un personaj îmi vine să și plâng. Am senzația că unii dintre voi ați plecat de acasă sau ați plecat prin lume. Dar totul a fost ca să vă transformați. Alt opt. Calea. Să vă descoperiți. Norocul, eventual. Ia uite, să vă creați. Da, să vă creați stabilitatea voastră. Dar hai să și clarificăm acum cărțile. Clarificăm cărțile pentru numărul 2. 4 de bute. Poate că la un moment dat unii dintre voi a trebuit să alegeți între un semn de foc și un semn de apă. Poate și aer, eventual. Sau să lăsați în urmă. Depinde ce sunteți, ce vă reprezintă. Un semn de aer care nu era deschis sau deschisă, un semn de foc care, în aparență,
crea stabilitate, dar eu știu, în aparență. Pentru că ați lăsat în urmă ceva. Clarifică în patru... Aha, patru de bâte, ia uite, patru de bâte, nouă de spade. O casă în care v-ați făcut multe griji, în care ați suferit. Care vă... Deci grijile pe care le-ați avut în acea casă, în acea relație, poate chiar flacăra geamănă, v-au blocat, vă blocau. Interesant. Poate ați avut de-a face cu un personaj mai puțin matur, în condițiile în care unul dintre voi era regina de cupe, cavalerul de cupe, doi de cupe și luna. Super, super sensibil și matur. Dacă ați avut de-a face cu flacăra voastră geamănă, ia uite, 8 de cupe, iar apare. I-ați lăsat. I-ați lăsat pentru că cu toată dragostea și bucuria care era între voi, în acel spațiu, în acea casă, acel personaj era imatur, cavalerul de bâte. Toată dragostea, empatia, înțelegere, comunicare, erau niște secrete. Și personajul respectiv, destul de imatur, i-ați lăsat. Stres, a fost stres. Ne mai dăm o carte pe doi de spade. Doi de spade, male preot și 10 de bâte. Această alegere va consuma foarte mult, pentru că probabil că sunteți oameni care vă implicați, care credeți, male preot, credeți că fără implicare nu poți să manifesti stabilitate și bucurie și așa este. Dar nu este suficient doar voi să vă implicați. În plus, dacă ei erau deja căsătoriți, ce era să faceți? Sau dacă familia lor era deja un stres și o epuizare fizică, ce era să faceți? Judecați. Interesant, s-au sucit părțile, da? Judecați. A trebuit să judecați la dreptate. Interesant. Dreptatea este că nu puteți să vă lăsați părăsiți. Da, doar din motive că ei nu pot să renunțe la casă, la familie, la căsnicia respectivă, la job, la eu știu ce-o fi fost. Ce mai simt? Iar marcaj în semn de foc, Leu, Berbec, Săgetător, Taur, Balanță. Opt de cupe, te rog frumos. Opt de cupe. Extraordinar. Opt de cupe, nouă de monede invers. Asta înseamnă opt de monede. V-ați dus ca să vă descoperiți independența. A trebuit să munciți pentru independența voastră. Eventual, 9 de cupe poate invers, poate să însemne persoana căsătorită, care nu poate să fie cu voi. Da? Sau 9 merge ori către 10, ori către 8. Dacă persoana respectivă era căsătorită sau concentrată prea mult pe un contract, pe bani, pe chestiuni de genul acesta, pe moșteniri, pe tradiții, apropo de leitmotivul, a trebuit să vă găsiți cărarea voastră, care vă va duce către noroc. Norocul vostru. Norocul vostru că i-ați lăsat în urmă, cu alte cuvinte. Și poate să fie o chestiune și de acasă. Casa în care v-ați născut, în care v-ați făcut multe griji. Poate acolo a fost cineva autoritar, poate acolo vi s-au pus prea multe încărcă, prea multe responsabilități, cum am văzut aici, responsabilități tot timpul. Multe lucruri de făcut. Păi, și atunci când mai ești tu însuți sau însăți? Da, dar provocarea aceasta a fost către descoperirea voastră. Blocajele acestea v-au făcut bine. Vă atrag atenția asupra sufletului vostru. Ce are nevoie sufletul vostru?
o atras atenția, eu știu. Uah, ce frumos lumea! Soarele, sunteți nebuni! Și roata norocului, wow! Și la numărul 1 a fost un prezent fabulos, da, adică puternic, dar la voi e fabulos. Wow! Casa aceea în care ați suferit, încheiați capitolul. Cum îl încheiați, o să vedem un pic și la clarificări, dar... Ah, ce frumos mesaj! Unii dintre voi, dragii mei, nu sunteți făcuți, sunteți făcuți să străluciți. Ce mesaj vine! Să străluciți în lume! Să schimbați, v-ați schimbat energia, v-ați schimbat destinul. Faptul că nu ați stat în acel loc și, apropo de stabilitate, aveți oriunde, oriunde. Aici este norocul în această transformare. Norocul, calea, norocul. Calea, adevărul și viața, nu? Wow, ce cărți aveți în prezent. Eventual, dragii mei, poate să vină cineva, o persoană care vă vede lumina, o persoană radiantă, o persoană de peste hotare, să vină în viața voastră și să aveți o întâlnire de... E timpul. Roată norocului, e timpul să aveți o întâlnire cu această persoană. Sunteți... Wow, ce mai simt! Sunteți pregătiți să vă întâlniți față în față cu această persoană. Și unul și altul străluciți. Poate că unul mai mult decât celălalt și împreună cel care strălucește mai puțin... Va fi la fel de vibrant sau oferă altceva. Fiecare are alt fel de lumină, ar spune. Dar ce vreau să spun, vă oglindiți. Interesant, aici este 21 și aici este 19. 10, 10, 1. Aici 10, 1, 10. Același cifre. Și iar apare 10. Încheiați un ciclu de mari suferințe. Apropo de 10 de bâte, mari suferințe. Mai ales acasă. Mai ales în relațiile, interesant, a picat soarele acesta negru. Ați crezut că anumite relații vă aduc fericirea, stabilitatea, dar nu. Totul a fost ca să vă schimbați destinul, să învățați, să vă eliberați de stabilitatea, aceea falsă stabilitate. Să vă găsiți, am zis, nouă de cupe, lumina interioară. Aha, ce simt? Posibil, voi dacă voi simțiți că sunteți mai singuratici, aici este 9 și 10, întâlnirea aceasta este 10 între voi, da? Întâlnirea aceasta. Pentru o persoană aceasta simt că este mai singuratică, persoana aceasta simt că este într-un anume tip de echilibru, e justiția. Sau vrea să ofere echilibru în această relație cu voi. Vedeți? 9 și 11 tot în oglindă sunt. Măi, ceva este. Wow, dar ceva puternic, nu că ceva. Curăță în cărțile. Hai să vedem, clarificăm lumea. În prezent. Pentru numărul 2. Oricum încheiați capitolul cu... Nopțile pierdute în griji. Griji pentru casă, pentru relații. Încercați să faceți relațiile frumoase și ceilalți nu încearcă. Nu. Alegeți eventual credința, creșterea spirituală. Aici ați depus foarte mult efort în creșterea voastră spirituală. Ați blocat multe lucruri care vă aduceau anumite bucurii, dar le-ați blocat pentru că, ia uite, judecata, ia uite, 20, apropo de 20, cineva vrea să manifeste renaștere. Dar voi renașteți, măi, voi renașteți, iar altă casă, altă relație în care... Cum se repetă cărțile? În care munciți cu răbdare și veți, interesant, veți primi roadele muncii voastre. Soarele. Soarele pentru numărul 2.
2 de spade. Ah, nu, 4 de spade. 4 de spade. Ce vă așteaptă? Vai, ce vă așteaptă? Iar lumea. Această încheiere nu zic dramatică, intensă. Am senzația pentru unii că a durat ani de zile, 10 ani chiar, pentru unii, sau chiar și mai mult, 20. Să vă găsiți credința, să vă vindecați, să vă găsiți soarele interior. Iar 4, chestiune de casă, chestiuni care țin de casă. Dar vă găsiți creativitatea și capacitatea de a face bani pe cont propriu. Și unii dintre voi vă veți deschide o afacere, o afacere care va avea succes, succes mare, și vă va atrage un suflet pereche la fel de puternic ca și voi. Dacă, și zic, vă veți, vorbesc la viitor, dar eu cred că deja ați intrat deja pe această vibrație. Creativitate, bani, vitalitate, respect, stabilitate, stabilitate în mișcare, da? Abundență. Și vedeți ce cărți? Vedeți ce? Pasiunea voastră o folosiți altfel. Altfel. Ca să creșteți, ca să generați valori. Dar valori care vin din spirit, vreau să spun, nu orice fel, da. Clarificăm 10 de... nu, roata norocului, că 10, 10, roata norocului. Cavalerul de bâte. Aș spune că vă cuceriți destin. Pentru unii poate să fie așa. Dar... Am văzut mai devreme regina de bâte, apare regele de bâte. Dar pentru alții, am spus, e un personaj care, la fel de puternic ca voi, vă vede potențialul, lumina, frumusețea, respectul, munca, și care până acum a fost defensiv. Rege, de-aia vorbesc. Rege, energie masculină. Poate să fie și invers, dar până acum a fost defensiv. Dar își dorește foarte mult să manifestați ceva nou. Ah, ce simt. Nu e o chestiune de salvare, să vă vindece. De acest program mental în care unii dintre voi ați fost crescuți, crescute, temperanța, vrea să vă ofere. Va fi o întâlnire. Cineva va avea o întâlnire sau o comunicare. Comunicare sau întâlnire. Care va aduce echilibru. Vindecare. De multe blocaje, aș spune. În viitor. Roata norocului, ce frumos. 22 iar se repetă. 5 de monede. Și Marea Preoteasă. Și 10 de monede. Wow! În viitor veți înțelege de ce ați trecut. 5 de monede ține de acest trecut. Și în prezent, și în viitor, veți mai avea niște canalizări, niște... creșteri spirituale, cum a zis Marele Preot și Marea Preoteasă. Niște creșteri personale. Veți înțelege de ce ați trecut prin ce ați trecut, de ce v-au părăsit anumiți oameni dragi, de ce ați întâlnit oameni cu traume ca să-i vindecați.
Pentru că această lume și judecată și soare și roata norocului care apar în prezent vă duc mai aproape de izvorul vieții, de sursă. De sursă. De emoții profunde, pure, aș spune vindecătoare, da? Și dacă ați avut probleme în trecut, în viitor, intuiția vă spune că veți avea parte, cum am arătat și mai devreme, 10 de monede. De stabilitate, de succes. Hai să și clarificăm. Clarificăm roata norocului. Soarele înseamnă credință, marele preot înseamnă credință. 5 de monede înseamnă schimbarea acestei situații. 5 înseamnă schimbare, 5 și 5, da? Prin credință. Faptul că v-ați păstra credința este mare lucru. Izvorul. Clarificăm izvorul, te rog frumos, pentru numărul 2. Patru de cupe. Știți ce văd eu? Veți înțelege ce ați oferit altora și ce au refuzat. Înțelegeți? E foarte profundă această înțelegere la care veți ajunge. Ce ați oferit? De unde? Că ați oferit dragoste. Ați oferit multora dragoste. Și v-a fost refuzată. De aia ați oferit. Au preferat alte lucruri, nu dragostea voastră. Și veți avea... Mai dăm o carte. Patru de cupe. Va fi un început și pentru voi. Iau-te, 10 de spade, da? Pentru mine izvorul ține de vindecare, izvorul tămăduirii. Vindecare de renaștere, de trădări. De faptul că ați oferit altora această apă sfântă. Da? Apă sfințită. E ca și când cineva vine cu apă sfințită. Măi, nu te mă uita, lasă cupele de vin, lasă trădările. Uite, eu am apă sfințită. Și nu muză apă din biserică, cât simbolic vorbind. Știu cum să te conectezi la sursa ta interioară, dar i-au refuzat. Încheiați ciclul acesta. Încheiați. Lăsați în pace. 5 de monede. Clarificăm 5 de monede. Voi ați vrut să-i ajutați. Pentru că știți și aia să fii singur. Ia uite. 3 de spade și justiția. Vi se va face dreptate pentru suferința pe care ați îndurat-o, pentru faptul că ați fost părăsiți și răniți. Vi se va face dreptate. Știți că ajungeți în această perioadă, e și postul Crăciunului și ce mai fi, veți ajunge la niște, mai bine zis, la o creștere spirituală deosebită. Marea Preoteasă. Clarifică Marea Preoteasă. Luna. A zis intuiția voastră. Vă veți vindeca de niște traume, Regina de Cupe. Și ia roata norocului, care aduce dragoste și temperanță. Da? Vindecare. De conflicte, de minciuni, de falsități, de așteptări, de lupte interioare, exterioare, de toate soiurile. În primul și în primul rând vă veți alege cupa voastră. Și restul
E problema lor. Vă veți alege cupa voastră. Ce mai simt? În prezent posibil cineva să vină să încerce să se pace cu voi. Mare grijă, ascultați-vă intuiția. Pentru că, pentru unii dintre voi, acest personaj nu se va schimba niciodată. Și iar vă va aduce trădări. Și ca să nu experimentați iară nu știu câta oră ce ați mai trăit, concentrați-vă pe lumina voastră, pe lucrarea voastră publică, aș spune, pentru că e cineva în public, dați în urmă și veți vedea, e cineva care vă vede. Mai nu o carte pe lună. Dar ce mai văd? Vreau să spun că vindecați niște traume materne. Extraordinar, exact ce am văzut mai devreme. Ascultați-vă intuiția. E un personaj care greu de crezut că se va schimba. Un personaj care greu de crezut că se va schimba. Vindecați-vă. Concentrați-vă pe lumina voastră și pe vindecarea voastră. Dacă vine, ok, vorbiți. Mai explicați-le odată. Apare steaua, care iar înseamnă vindecare. Veți fi pus să alegeți între două persoane, un personaj care vă vede, am zis, vă vede, cu care puteți să luminați în public și un personaj care vă oferă stabilitate financiară, interesant. Dar personajul care vă oferă stabilitate financiară vă oferă și multe confuzii. Mare grijă. Poate să fie flacăra voastră geamănă, bărbatul vostru divin pentru unele doamne, dar vă oferă și multe conflicte. Mai nu o carte pe 10 de monede. Dacă tot am luat așa. Concentrați-vă pe casa voastră, pe grădina voastră, pe casa voastră, pe grădina voastră interioară, iar aveți ce face. Cavalerul de spade. Oameni, ce cărți puternice! Cineva într-un mod neașteptat vrea să să-și transforme viața și să vă transforme viața? Asul de monede, asul de spade, 10 de cupe și moartă transformare? A zis, în această transformare prin care treceți este și norocul vostru. Mai dăm o carte pe cavalerul de spade. Energie foarte neașteptată. Cavalerul de spade și 10 de monede. Nu, singură carte. Cavalerul de spade, te rog frumos. Singură carte, cavalerul de spade. Steaua. Și asul de bâte. Și magicianul. Cineva e obsedat de voi toată ziua. E o persoană obsedată de voi, dar aș spune că sunt două persoane, nu una. Mare grijă, ascultați-vă intuiția! Ascultați-vă intuiția! Mai dăm o carte pe... Deci, într-un mod neașteptat,
În momentul în care voi veți avea parte de succes financiar, de stabilitate, va veni personajul predestinat vouă. Dar mai e un personaj în preajma voastră care vrea să fie cu voi. Însă, veți vedea, va trebui să discerneți bine, apropo de doi de spade și de Marea Preoteasă și de justiție, să discerneți foarte bine. Cavalerul de bâte apare zero. A trebuit să o lase la zero. Cavalerul de bâte. Clarificăm cavalerul de bâte în prezent. Clarificăm. Wow! Da! Personajul de care v-ați despărțit în trecut, în ultima vreme, un trecut, nu știu cât e de apropiat de așa, va reveni în viața voastră. Va reveni. Este personajul care a fost un cavaler. Și eventual, despărțirea de voi i-a ajutat și pe ei să se transforme. Dacă aveți de-a face cu flacără geamănă, probabil că i-a ajutat sau îi va ajuta în continuare și pe ei, uitați și cărți, să se transforme. Însă, da, cineva va renunța la o familie, eventual, pentru a fi împreună cu voi, dar, repet, ascultați-vă intuiția că dintre cele două personaje, unul greu de crezut că se poate transforma așa de repede. Că transformările înseamnă ani de zile. Voi știți cât de mult va lua să vă transformați. Voi cei care sunteți aici la lume, soare, roata norocului care v-ați schimba destinul, știți că fiecare pas, fiecare zi, fiecare an, nu se întâmplă lucruri așa. Dați încă-ți eu mesajul de la înger pentru numărul 2. Așadar, în prezent aveți arcane majore, mari, intense, care țin de destin. Nu vă lăsați influențați de oameni care încă nu și-au făcut transformarea personală, aș spune. Apropo de patru de spade, interesant, vedeți? Îngerii spun să vă odihniți un pic. Pentru că aveți de primit niște mesaje. Vedeți? Soarele, Marea Preoteasă. Aveți primit niște mesaje. 4 și cu 2, 6. Care țin de echilibru vostru. De dragostea voastră interioară. Protejați în continuare pe cei pe care iubiți, iar 10. Ia uite, minciuni. Apropo de 7 de spade. Și nu spre ce ține de justiție, iar justiția și 11. Și cei care v-au mințit, da, justiția și 3 de spade, dezamăgirile, ia uitați. Intrați un pic în spațiul vostru. Pentru că acolo se întâmplă lucruri, miracole. Sunteți puternici, da, sunteți puternici. Puterea voastră interioară este mai mare decât credeți. Dar, stând în preajma celor care vă mint periodic, nu este în avantajul vostru, aș spune. Puneți un soi de granițe. Interesant, protejați-vă aura. Sfatul. Pentru că atunci când nouă ne e bine, vin și ceilalți. Să... Interesant. Mai sug un pic din energia aia pozitivă. Și măcar dar folosi eu cum se cuvine, știi cum e. Arătați ceea ce trebuie văzut, nu arătați tot.
Nu spuneți tot, marile preotese, nu spuneți tot, arătați doar ce merită, ce trebuie. Ia uite ce frumos, go for it! Cineva o să vină după voi, eventual. Go for it nu cred că e pentru voi, cred că e pentru cavalerul de bâte. Însă, am un mesaj. Da. Apropo de noroc, aveți încredere în norocul vostru? Chiar dacă treceți prin situații foarte intense, aveți încredere în norocul vostru? Și dacă știți că vine cineva mai pasional de fel, un pic fiți deschiși la schimbare, dar temperați-vă emoțiile, ca să puteți să-i temperați și pe ei. Cam atât pentru numărul 2. Nu uitați să aveți încredere în norocul vostru, să nu vă desconsiderați șansele în general. Dați-vă timp la relaxare, timp cu voi, dincolo de relațiile false. Care, da, vă ajută să descoperiți multe lucruri, însă cel mai important este să vă descoperiți destinul. Și asta o faceți meditând. Meditând. Judecând. Ascultându-vă intuiția. Iar chestiunile acelea financiare, reușitele profesionale, familia pe care v-ați dorit, o să vină și ea. O să vină. În cazul în care nu a venit. Hai să vedem ce ar mai fi. Da. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine. Și care ați ales numărul 3? Ați ales aceste de cărți, Marea Preoteasă, ascultați-vă intuiția, cărțile negre, probabil unii treceți printr-un anume tip de întuneric necesar, ca să puteți să vedeți stelele, să puteți să vedeți lumina din voi, eventual, rămâne de văzut. Ia. Ah, au venit niște cărți, da, la voi, la pentalare. Venise valetul de bute și împărăteasa. Ai, mare grijă, valetul de bute este foarte experimental, foarte sexy. Posibil cineva... Apropo de cerc, uter și buta simbol falic și împărăteasa, mare grijă să nu aveți o aventură sau cineva își dorește o aventură cu voi și să rămâneți însărcinate, doamnelor. Asta de ce? Ca să se lege de voi, să se lege. Mare grijă. Ia, interesant. Mare grijă. Împăratul și împărăteasa. Da, împăratul e foarte fericit în preajma voastră. Dar cred că sau se trezește interesant după... I-ați părăsit pe acești bărbați, doamnelor, pentru că au fost mai aventuroși. Și odată ce i-ați părăsit, voi mergeți către soare, către lumina voastră interioară, iar ei se trezesc, interesant, și vor să fie perechea voastră, însă cred că trebuie să păstrați o perioadă granițele, nu vă încântați chiar așa de mult. Ia uite, asul de cupe, vindecare, alegeri, apropo, alegeri, mare grijă. Înseamnă că dacă un bărbat vrea să vă facă un copil, chiar musai, are intenții. Of, că nu o să vă vorbesc eu despre anumite lucruri. Are intenții chiar atât de grozave. Hai să vedem situația. Numărul 3. Situația. În decembrie. Situația. Decembrie. 2022. Numărul 3. 9 de monede. Buchetul. Seamnă cu 9 de monede. Păstrați-vă independența.
Abundența. Aceea care este? Turnul. Da. Treceți și voi prin multe transformări. Unele neașteptate, dar învățați să manifestați. 12 cu 6, 8, aveți și 8, da? 9 și cu 10. Învățați să manifestați prin cuvânt, prin scriere, nu să lăsați lucrurile să se manifeste la întâmplare, aș spune. Învățăm cărțile pentru numărul 3. Evenimente neașteptate, o separare de cineva, probabil. Interesant cum vine mesaj pentru cineva, evident, nu pentru toată lumea. Separarea, evenimentele bruște care, pe care le-ați trăit. Ar trebui să vă inspire să scrieți. În jurnalul vostru poate scrieți o carte, poate scrieți poezii. Wow! Interesant, a apărut același și la numărul 2? Probabil că trebuie să ascultați numărul 2. Sau ați vrut să alegeți și numărul 2. V-a plăcut și numărul 2. Transformare în mișcare. Nu e o transformare... Da. Și stabilitate tot în mișcare. Stabilitatea nu înseamnă să stați pe loc. Schimbarea înseamnă viață. Stabilitatea ține de un anumit tip de viață, nu? Ia să vedem. Aveți puterea să ieșiți dintr-o situație destul de confuză. Ascultați-vă intuiția. E o situație foarte ambiguă, pasională, eventual, foarte pasională, dar în care sunt implicate mai multe persoane, niciuna nu-și arată fața, au intenții ascunse, ieși, se separă, apropo de turn, se separă, se dărâmă lucrurile, se separă energiile ca să puteți să ieșiți în această situație. Și asta doar voi ieșiți, voi rămân acolo. Poate deja s-a întâmplat, nu știu. Tigru, că suntem în anul tigrului, slavă Domnului, pentru cei care sunteți tigrișori ca mine. Hai să vedem. O dată. De două ori. Trei ori. De ce de monede? O romanță. Și o familie. Ha, rămâne de văzut ce înseamnă acest lucru. O romanță și o familie. Numărul 3. 6 de monede în trecut. Regina de bute și regina de spade. O să clarific. Dar deocamdată până la clarificare aș spune că în ultima vreme, sau eu știu de cât timp, ați învățat să meditați, să discerneți, să vă faceți planuri. Dincolo de atracția pe care ați simțit-o față de cineva, și această atracție s-a manifestat mai degrabă unilateral, aș spune. Deși 6 monede ar încerca să vorbească de un anume tip de echilibru, de reciprocitate, nu cred că ați primit reciprocitate în relațiile pe care le-ați trăit. Oh, interesant ce vin alte mesaje. Cineva și-a oferit energia sexuală pentru bani. Wow! Și voi ați înțeles lucrul ăsta? Wow, ce mesaj! Ori e vorba, voi meditați. Care e mai logică aici în această energie? Cineva o energie care este logică, meditativă, înțeleaptă. Care se ridică, e uriu, da? Se ridică deasupra multor situații și privește de la distanță ce se întâmplă. Dacă voi ați trăit o relație în care personajul respectiv venea, pleca,
nu oferea cât ofereați voi, ați înțeles că personajul respectiv, dar față de care ați avut multă atracție, mai avea o altă persoană în preajmă, cel puțin o altă persoană. Eventual, persoana din viața acelui personaj îl folosește sau o folosește pentru bani. Există și varianta asta. Își folosește energia fizică pentru bani. Poate să fie soția, prietena lui, în cazul în care e un bărbat. Poate să fie el, care sunt și bărbați, dragile mele. Sunt și bărbați care își oferă trupul pentru bani. Și atunci, da, și vă gândiți că voi, Regina de Spade a văzut foarte multe, dragii mei. Regina de Spade a iubit și a văzut foarte multe și a fost dezamăgită și nu mai vrea. Da, în trecut a fost multă pasiune, dar acum undeva ceva s-a mai răcit un pic, pentru că vedeți lucrurile altfel. Poate chiar voi ați spus, multă lumină ați oferit, nu neapărat trup. Aici e vorba, Regina de Spade și cu Regina de Vâtă ați oferit multă lumină. Și ați primit prea puțin. Așa simt. La capătul setului de căzi. Extraordinar, mai, magician, nu e ce o chestiune. Mai, 7 de spade, cineva care minte, care jonglează. Și atunci învățați să puneți granițe personale, da. Trebuie să puneți granițe personale și să manifestați, apropo de unul, altceva. Aveți puterea asta? Hai să și clarificăm. Curățăm cărțile. Numărul 3. Poate să fie 9 de monede. Preîmpărăteasă, Regina de Bâte și Regina de Spade. Puteți să fiți aceeași persoană, dacă sunteți doamne. Care apăreți foarte atractive, dar asta nu înseamnă că nu sunteți independente financiar și nu sunteți înțelepte. Clarificăm 6 de monede, te rog frumos. Ia uite, băi, nu se poate 6 de monede. Iar un personaj care oferă la mai multe persoane. Acum, voi dacă oferiți lumină cui nu merită, ce faceți? Cuiva care mai are o altă relație? În întuneric. Fără valorile pe care le aveți voi. Apropo de balanță, de Regina de Spade. Voi vreți relații echilibrate și n-ați primit așa ceva. Ați oferit lumină, am zis, ați oferit lumină, sunteți atractive, nici nu vă comparați cu personajele celelalte. Și dacă v-ați compara fizic, n-au cum să se compare energetic, intelectual. Da, e o căsătorie. Dar toată căsătorie, sau familie, dacă nu e căsătorie, e familie, care are nevoie de bani. Da? Intuiția voastră și inteligența v-a spus că e cazul să schimbați energia și să vă vedeți de drumul vostru 6 de spade. Wow! Regina de Bâte! Avem pământ, foc, aer deocamdată, dar avem și apă aici. Regina de Bâte! Ia uite! 9 de Bâte pe care l-am văzut chiar de la început. Puneți granițe personale pentru că energia voastră nu e pentru toată lumea. Pur și simplu, nu înțeleg. Da? Puneți granițe personale. Oferiți cu măsură. Asul de cupe. Dragii mei, sper că n-ați oferit celor care poartă măști. Și dacă ați oferit, v-ați trezit. Posibil. Ia uite. Ați întâlnit un suflet pereche. Ați întâlnit un suflet pereche. Față de care a simțit multă compasiune, dar acel personaj a practicat jocuri mentale. Da? Vindecați-vă. Și ați început deja, nu că vă zic eu, deja ați început. V-ați și separat. Da? Ia uite. 8. Relația respectivă trebuie transformată sau încheiată definitiv, apropo de moarte și renaștere. Regina de Spade. E extraordinar. Moarte și renaștere. Gata. Ia uite. Răgostiți-i o dragoste.
în care unul a fost imatur. Câte? Câte în aceste situații nu a trăit Regina de Spade? Da, este logică. Da, este înțeleaptă. Vedeți? Acestea care două. Adică, personajul, voi erați independenți, independente? Ei nu. Mergeți către dragoste față de voi. Pentru că acesta personaj este blocat. E un personaj care e blocat, ia uite, 8 de spade, în familie. Într-o familie. Poate este manipulat emoțional și mental într-o familie, la distanță. E problema lor. Hai să vedem în prezent. Regina de cupe, ce frumos! Spânzuratul, 6 de cupe. Trei regine deocamdată și cu preîmpărăteasa, exact împărăteasa pe care am văzut-o mai devreme. Regina de cupe a apărut în aceeași poziție la numărul 1. Dar interesant cum a fost trimiterea prin acest, probabil că nu țin musa să le ascultați pe toate, cum ați simțit nevoia. Mai primiți niște detalii. Vindecați-vă. Aveți empatie, da, aveți empatie, ați încercat să aveți relații echilibrate și ați primit relații neechilibrate. Interesant ce mai simt. Dacă personajul respectiv sau personajele respective, dar unul în mod special, mai recentă, eu știu. O să vedem și la clarificări, dar deocamdată e un mesaj. S-a concentrat doar pe relații bazate pe financiar, pe material. În prezent, acest personaj are, în momentul în care e blocată, are o revelație referitor la relațiile din suflet. De la suflet la suflet. Prietenia. Relațiile de iubire bazate pe prietenie, nu pe aspecte financiare. Dar hai să și clarificăm. Clarificăm Regina de Cupe. În primul rând, ascultați-vă intuiția, vindecați-vă, vedeți lucrurile din... Da, trezire... Ia uite! Investiți, dragii mei, 7 de monede în trezirea voastră spirituală. În vindecarea copilului interior, care s-a obișnuit să dea, să dea, să dea altora, ca să primească dragoste. Dar nu, oferiți-vă voi, investiți în voi. Investiți în voi, vindecați-vă, ori mergeți la un psiholog, Regina de Cupe și Regina de Cupe sunt buni psihologi, mergeți la un investiți într-un psiholog sau psihologă, cum vreți voi să ziceți, asistență emoțională care vă ajută să vă înțelegeți copilul interior. Ia uite, trădări, ia uite, regele și cavalerul și Regina de Bâte, ia uite, cavalerul și Regina de Bâte reapare. Mai nu se poate, chiar așa, versus dragoste. Of. Oameni care aduc suferință doar pentru că nu-și folosesc această vitalitate decât în plan sexual, ar spune. Cavalerul de Bâte și Regina de Bâte. Voi știți! Am zis, dacă sunteți voi acolo energiilor feminine, împărăteselor, preîmpărăteselor, regine de bâte, da? Sunteți atractive, dar sunteți și înțelepte, sunteți și asumate. Știți că acest personaj va... Știați chiar. Cavalerul de Bâte. Care vine, oferă sex, un pic și pleacă. Mai are pe cineva, cel puțin încă o altă persoană. Și aduce trădări, aduce suferință. Și de ce? Pentru că probabil cândva a suferit. Deci, eventual, dacă voi sunteți acest personaj, investiți un pic în vindecarea voastră. Investiți 7 de monede în copilul vostru interior ca să descoperiți dragoste și să nu mai experimentați acest gen de relații. Dacă sunteți voi acei du-te vină.
și aveți a face cu un personaj asumat, cu o femeie, în mod special, asumată, vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Dacă va bloca, va bloca cu un scop. Ca să înțelegeți ce înseamnă prietenia, apropo, să vă vindecați, vă duceți un pic, faceți nu neapărat regresie sau hipnoză, da? Mergeți un pic emoțional până la copilul interior și vedeți de ce vă purtați așa, dacă sunteți voi ăia jucăușii. Dacă nu, vindecați-vă voi de ei și înseamnă că și voi mai aveți ceva de vindecat. Copilul vostru interior mai are ceva de vindecat, de în continuare atrage asemenea tipologii. Hai să vedem spânzuratul. Spânzuratul. 6 de spade. Cine v-a ținut pe loc, cine vă ține pe loc în aceste relații, eliberați-vă. 6 de spade. Eliberați-vă mental. Mergeți către soare, cum a zis. Merge, de 6 de spade merge către soare. Lăsați apele tulburări, lăsați oamenii incerți care vă bombardează cu comunicare atractivă și apoi vă părăsesc. Ia uite, pentru bani. Se duc în alte locuri în care primesc bani. 6 de cupe. Clarificăm 6 de cupe. Zece de vârte. Decât să stați să vă faceți griji într-un ideal. Asta e un ideal. Asta e un ideal. Aveți voi impresia, da, poate vă simțiți bine, dar degeaba vă simțiți bine dacă vă părăsește. Pentru prieten, pentru băutură, pentru alte chestiuni secrete și vă lasă îngândurați. Alegeți, doi de pute, să vă extindeți universul, să munciți pentru independența voastră, doamnelor, în mod special, sau alegeți oameni care muncesc în relație, oameni asumați, nu mai alegeți oameni care vă creează dureri de cap. Vă dau senzația că vă simțiți bine, dar apoi vă părăsesc. Păi, o familie secretă, ia uite, spânzuratul și 10 de monede, care ține pe loc. Aceasta e un blocaj 10 de bâte. Sunt niște responsabilități din copilărie, pot să fie prieteni în copilărie, familie, apropo de 6 de cupe. Cineva are tot timpul responsabilități de când era mic sau din potrivă, n-a vrut să-și asume responsabilitățile. Mai dăm o carte. De când era mic. Zic de energie masculină că sunt băiat și bărbat. Ia uite, regele de male preot. E familia. Acolo, acasă și mai. Mai, nu se poate. Familia, justiția. Poate să fie și căsătorie, poate să fie și familie. Energie masculină. Împăratul și regele de monede. Acolo a fost învățat personajul să se concentreze doar pe bani. Vindecați-vă, măi. Dacă sunteți voi cei care ați fost, învățați acolo în copilărie. Să munciți, nu contează cum, pentru bani. Vindecați-vă, mergeți la oameni. Da, am zis, poate să fie și energia voastră care are nevoie de ajutor psihologic. Acum, mai bine, era un banc, mai bine te duci la un... Da, era un banc, apropo. Și că mai bine plângi la un psiholog sau pe umărul unui psiholog decât să râzi la psihiatru. Mai bine vă vindecați acum decât să ajungeți... Nu știu, sau vedeți, poate aveți a face cu asemenea personaj. Vai ce frumos astfel de cupe, iar vindecare. Vindecare, vindecare, găsiți-vă dragostea în voi. Și dacă cineva v-a trădat, dacă cineva... Da, vedeți de ce încă mai atrageți și rezolvați și voi problema. Valetul de bâte și 5 de bâte. O nouă dragoste, comunicare, inițiativă și luptă. Marea preoteasă, da, ascultați-vă intuiția. Ascultați-vă intuiția, că aici este o obsesie a cuiva.
Cineva vă atrage. Puneți capăt aici, este. Ascultați intuiția, puneți capăt atracțiilor sexuale. Sau personajelor, vai, frumoși, tatuați, dați ce privire. Dar care vă manipulează? Puneți capăt, ascultați-vă intuiția. Și repet, și dacă vă simțiți că sunteți voi în această energie, vindecați-vă. Pentru că acolo, acasă, ceva... Că tot avem la capătul setului de cărți, da? Magicianul și minciunile. Alegeți granițele personale în fața acestor oameni care v-au mințit poate de mici. Și descoperiți dragostea interioară, regele și regina de cupe. Aveți un personaj în viața voastră care vă arată sau voi arătați altora. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vă lăsați. Aș spune vampirizați energetic. În fine. În cazul în care voi sunteți consilieri. Dacă sunteți consilieri, aveți de vindecat. Nu trebuie să vă lăsați atrași în această atmosferă. Da, foarte sexy, într-adevăr. Intensă, dar... Mai. Interesant că s-a întrerupt etalarea, sper să pot să continui până la final, fără întreruperi, în timp ce spuneam că, probabil că nu mi se dădea voie, dar insistăm să spunem adevărul. Posibil acest personaj are din familie, de când era mic, sau mică, mic în mod special, e bărbat, energie masculină, energie... sau mai bine zis, magie neagră făcută, marea preoteasă și diavolul, magie neagră făcută de mai mult timp. Foarte mult timp. Din familie. În timp ce am clarificat asul de cupe, a venit 10 de spade invers. Este o rană, este o trădare care încă nu este vindecată și trebuie vindecată. Asul de cupe înseamnă vindecare, dragoste de sine. Dragoste de sine. Când acest personaj, voi sau personajul despre care vorbesc, nu se vindecă de această trădare, când acest personaj sau voi nu vă vindecați de această trădare, nu puteți să mergeți mai departe. La capătul setului de cărți, iau-te, justiția. Zero. Nu puteți să manifestați un nou început în echilibru până nu vă vindecați de această trădare. Iau-te, iar nebunul. Trebuie să învățați să luptați pentru independența voastră și pentru bucuria voastră interioară autentică, dincolo de diavolul, magicianul, valetul de cupe, 9 de cupe, marea preoteasă, 10 de monede, dincolo de energia acestui personaj foarte toxic, foarte toxic, care petrece cu prietenii, care este imatur emoțional, care este manipulator, pentru că așa a învățat secrete acasă. Așa a învățat acasă. Marea preoteasă și 10 de monede. Acasă. Poate ascunde o căsnicie. Poate. Căsnicia aceea stă pe loc, dar nu e problema noastră ce ascunde. Problema este și a lor și a noastră este să, sau a voastră, să manifestați vindecare, trezire, și să vă eliberați de această trădare ca să atrageți altceva nou. Valetul de bâte. Valetul de bâte, ia uite. Stea. Apropo de vindecare, inițiați vindecarea. Poate că va interesant, în momentul în care vă eliberați și vă vindecați de această situație foarte complicată sau de această serie de relații pe care le-ați trăit în viața voastră, comunicarea oricum personaj public care vă poate vindeca, psiholog, oricum, da, care vindecă în public. Da, comunicarea cu un personaj public care vindecă la nivel de masă, într-un anume fel, vă ajută în acest sens. Vă ajută, da. Vă ajută să vă găsiți adevărul. Regele de cupe și regina de cupe. Dragostea. Dincolo de control. Dincolo de dorința de a avea control în relațiile de dragoste. Voi sau cealaltă persoană. Însă, în momentul în care, să revin la celălalt mesaj, în momentul în care vă eliberează această trădare, veți comunica cu un personaj care vă este mult mai potrivit.
potrivită. 5 de bâte. Simt că Steaua este alt personaj, nu este acesta, evident. N-are cum. E alt personaj. 5 de bâte? Ia uite, diavolul. Diavolul și diavolul. Marea plăcut. Mai. Aici este o mare problemă. În familia acestui personaj este o mare, mare problemă. De când era mic. Poate că împăratul reprezintă tatăl și mare preot, tot o figură autoritară. Tatăl, profesor, toxic din viața acestui personaj. Acest personaj va rămâne obsedat de voi până se va vindeca, dar nu e problema voastră ce va face, cum se va vindeca, problema este cum vă vindecați voi. Da? Cum vă vindecați voi? Că e asul vostru de cupe, este steaua voastră, este valetul vostru de cupe, este soarele vostru, este regina voastră de cupe. Voi eventual mergeți către oameni care vă vindecă, vă înțeleg, vă arată lumina. Ei să rămână cu obsesiile. Marea preoteasă. Posibil. 3 de bâte, tot speră. E o chestiune la distanță, niște secrete la distanță, la drum. Diavolul. Poți să faibă cu chestiile astea sexuale pentru bani. Diavolul. Ia uite. Probabil că... Da. Această persoană toxică, bărbat, femeie, ce este? Nu contează. Poate să fie femeie într-o energie toxică. Mi se cam întrerupe, probabil că și la voi ies niște situații care se întrerup, scârție, tocmai ca să fie rezolvate. Spuneam că cine nu vrea să vadă darurile voastre, să-i fie de bine. Voi mergeți către vindecarea voastră. Aveți unii dintre voi, dacă sunteți în postura de vindecător, de healer, de light workers, aveți multe alte lucruri de făcut. Nu să stați locați în această energie. Acum, dacă v-ați găsit sufletul pereche care vă vindecă, mergeți către sufletul pereche și lăsați persoanele toxice din viața voastră, din copilărie, din familie, pentru că am vrut să clarific 10 de spade și a venit cu 6 de cupe. Iar copilăria, iar prietenii din copilărie, familia sau fostul, fosta. Da? Vindecați-vă ca să puteți... Da? Lăsați lucrurile să se ducă. E turnul. Să se... distrugă, ca să puteți construi pe un plan curat. Acum, să vedem cum o să lipesc eu videoclipurile, mesaje de la Înger pentru numărul 3. Extraordinar! Union of Hearts. Am zis, vă veți întâlni, dacă nu v-ați întâlnit, vă veți întâlni cu perechea voastră potrivită, cu care veți crește la unison, dar pentru asta trebuie să fiți vindecați. Ia uite! Iertare! La capătul setului de cărți. Sunteți puternici. Dar trebuie să vă iertați și de trecut și de trecutul vostru și de trecutul lor. Se va întâmpla întâlnirea cu personajul predestinat. Repet, personajul predestinat va veni în momentul în care vă vindecați. În cazul în care nu a venit pentru unii și plutește în aer atmosfera. Dar încă mai aveți de lucrat la această vindecare. Și nu uitați că sunteți puternici. Puterea voastră interioară este mare. Doar că nu o știți. Sfat. Acționați inspirați și fiți deschiși la schimbare. Fiți deschiși la schimbare. Sper să însemne ceva. Ia uite, renunțați la blocaje. Cine vă blochează energiile acestea toxice, renunțați la ei, vindecați-vă și mergeți mai departe. Cam atât, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, numai bine, ciao, ciao!